Crucea, pe care defunctul papă Benedict al XVI-lea obișnuia să o poarte la gât, a fost furată. Irreverențioși și hoți și-au însușit valorosul obiect cultic, spărgând vitrina bisericii bavareze în care pontiful o lăsase prin testament. Hoții n-au scuze. Dar biserica poate ar trebui să tezaurizeze comorile mai bine în cer, unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Sublinierea Pățaniei nu dorește lansarea vreunui discurs contra însemnelor religioase ale cuiva. Fiecare poartă ce vrea, agățat unde îi place. Dar dacă creștinismul afirmase că crucea este simbolul interior al sacrificiului lui Hristos în favoarea păcătoșilor, ce scuză putem găsi pentru cei ce fură sistematic semnificația moral-spirituală a crucii lui Hristos? Dacă astăzi crucea e mai mult simbol sau mai mult amuletă, răspunsuri pot fi găsite în materialul Opinia Production, top 7 lucruri din Biblie despre cruce. Știi că Biblia spune, numărul 1, propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1. Apostolul menționează importanța incomensurabilă a predicării sacrificiului lui Hristos pe cruce. Cum ar veni? Meritele și toată perfecțiunea sa morală sunt transferate în contul acelui păcătos care manifestă credință în El ca mântuitor. În teologie, aceasta se numește mântuire prin credință. Este obiectul în sine al crucii un mijloc al Harului? Din punct de vedere biblic, nu există alt mijloc al Harului decât Iisus Hristos. Doar El este mijlocitorul prin care Dumnezeu ne oferă Harul Său și mântuirea Sa. Numărul 2. Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Matei, capitolul 16. Cum ar trebui să-și ia un creștin crucea? La gât sau într-un rucsac? Aceasta se poate face prin asumarea răspunderilor care însoțesc condiția de ucenic. Să fie iertător, milos, să se sacrifice pentru binele altora sau să lupte zilnic împotriva tentațiilor degradante și păcătoase ale naturii omenești. Cu crucea la gât și în numele ei, mulți prelați și fețe bisericești au trimis pe frații lor pe ruguri arzânde, doar pentru că gândeau altfel decât biserica majoritară. Numărul 3. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Exod, capitolul 20. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, oricare dintre ființele umane ne închinăm la ceva. Cunoscând interdicția lui Dumnezeu, blestemat să fie omul care va face un chip cioplit sau un chip turnat, căci este o urăciune înaintea Domnului, un lucru ieșit din mâini de meșter, Deuteronom, capitolul 27, creștinilor timpurilor primare nici nu le trecea prin minte să folosească crucea pe post de amuletă ca obiect de închinare. Aceasta a venit mult mai târziu în creștinism. La fel și închinarea la icoane, începând cu secolul al IV-lea după Hristos, numărul 4. Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, Ioan, capitolul 4. Dacă cineva ține morțiș să poarte o cruce sau alt însemn, cine îl va reține? Oamenii au iubit întotdeauna să aparțină unor grupuri sau comunități care au propriile marcaje. Dar un creștin matur este descris de Hristos ca fiind închinător în duc și adevăr, adică omul care stă sub un alt marcaj, unul de natură interior, spirituală, genul care nu-i face sens nici pictarea, nici mutilarea și, evident, nici purtarea de diverse însemne exterioare. Închinarea lui poate avea loc oriunde și oricând, deoarece Duhul lui liber găsește plăcere în atingere cu Duhul ceresc nemărginit. Numărul 5. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Matei, capitolul 24. Poate ai crezut că semnul Fiului Omului despre care vorbește Biblia aici este crucea, adică obiectul format din două bucăți de lemn, de piatră sau de metale prețioase, așezate perpendicular și simetric una peste alta. Nu! Acel semn va fi făcut cunoscut la revenirea Mântuitorului. Această interpretare este doar ecoul unei legende populare care s-a petrecut din vremea împăratului roman Constantin cel Mare. În ajunul unei mari bătălii, el a pretins că a văzut o cruce pe cer. A dat ordin
ca pe steaguri să apară semnul ei și, surpriză, a câștigat bătălia. Iar vreo 100 de ani mai târziu, în anul 431 după Hristos, crucea devenea oficial în semnul creștinismului, prin decizie sinodală. Numărul 6. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Galateni, capitolul 6. Pe toate bisericile găsești câte o cruce. De ce este acolo? N-ar trebui să fie în inima oamenilor. Pavel scria corintenilor că era intenția lui de a da crucii locul suprem în viața și slujirea sa. Celor istoviți de căutările disperate ale vieții, Pavel le oferă cea mai mare provocare, crucea. În toată splendoarea semnificației simbolice, crucea ne spune că există un Dumnezeu care știe tot ce am făcut vreodată și care totuși ne iubește și ne prețuiește atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. Numărul 7. Căci El este pacea noastră. A împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmașia. Efeseni, capitolul 2. Crucea Domnului este un mijloc grozav de împăcare atât între oameni și Dumnezeu, cât și între oameni și oameni. Prin ce s-a întâmplat la cruce, omul nou își definește statutul nu în funcție de sex, castă, culoare, rasă, naționalitate, ci în funcție de relația cu Hristos cel răstignit. De aici și potențialul său autentic de a crea inimi noi și un viitor pe măsură.